Bună seara. Praful de pulbere se află în oameni, în casele oamenilor, în buzunarele oamenilor. De ce fac această afirmație? Pentru că prin televizor, prin social media se transmite foarte multă informație, informație legată de mai ales de război acum și Oamenii ajung din ce în ce mai mult să fie în nesiguranță, să, fie, să se simtă triști, să nu aibă nicio formă de, de predictibilitate, și se generează emoții negative din ce în ce mai mult. De ce spun că praful de pușcă este în oameni și în casele oamenilor și în buzunarele oamenilor? Pentru că. Televizorul transmite în mod special foarte, foarte multe știri legate de. Bună seara! Bună seara la toată lumea! Mulțumesc și pentru like-uri! Uh, televizorul uh, transmite foarte, foarte multe știri legate de război. Uh, presa, în general, eu sunt abonată la Hot News și majoritatea articolelor, ca să nu spun chiar aproape toate, sunt despre război. Deja m-am săturat, deja de o lună și ceva, doar asta se vorbește, doar despre război. Și mai mult decât atât, vai ce nenorociți și asupris sunt ucrainienii și vai ce ne sunt, sunt, sunt rușii pentru că îi atacă pe ucrainieni. Se conturează o imagine pentru noi ca să ținem partea ucrainienilor care sunt vai mama lor pentru că sunt atacați să-i ajutăm, să-i susținem, și să fim la fel de triști și la fel de speriați ca și ei. Fraților români, a venit timpul să ne trezim, să, să se trezească mult, mult, mult mai mulți oameni. Văd foarte multă tristețe în jurul meu, văd foarte multă uh, nesiguranță, oamenii sunt uh, debusolați. Da, sunt foarte mulți care nu se uită la televizor și cu toate astea tot de busolat sunt și tot în nesiguranță sunt. De ce? Pentru că oamenii vorbesc despre război, pentru că știrile în orice fel circulă doar despre acest subiect, în mare parte. Și uh, pe social media, iarăși, sunt foarte multe informații. Ca să nu mai spun de oameni care uh, se uită la teoria reconspirațiilor și circulă, sunt foarte multe grupuri de WhatsApp oamenii își împărtășesc, își trimit de la unii la ei foarte multe videouri de partea cealaltă care arată că de fapt Putin are dreptate să atace pentru că sunt tot felul de laboratoare finanțate de uh, guvernul american acolo pentru că o grămadă de alte motive. Uh, și atunci nu mai știi ce să mai crezi și ești debusolat. Uh, trebuie să recunosc că și eu am fost debusolată și nu, nici măcar nu mi-am dat seama. Uh, am avut o... Discuție acum vreo săptămână cu Anișoara, mentorul meu, ghidul meu spiritual, și um, i-am spus, Anișoara, eu nu vreau să-i mai ajut pe oameni uh, să-și să facă business businessul, să-și crească businessul, pentru că eu nu cred în asta. Eu nu cred că acum este un moment să investești în business, să te extinzi, pentru că este atât de mare nesiguranță. Și i-am spunea Ozana, în timpuri de război s-au făcut bani. Tu, prin faptul că nu vrei să-i ajuți pe antreprenori acum când ei au mare nevoie de tine, uh, pentru că asta sunt, sunt consultant de business la, la, de meserie, sunt advisor de business, sunt mentor de business, uh, tu de fapt le faci o mare defavoare pentru că ei caută soluții. Uh, indiferent că tu te implici sau nu, ei vor face ceea ce consideră că, uh, că e nevoie să facă. Și am stat un pic și mi-am dat seama în discuția respectivă că eram debusolată și nu mai știam ce să fac. Mă bucur să văd atât de multe comentarii că, că nu mă uit la televizor și nu mă interesează de război. Văd cineva care face mișto de mine și îmi spune că sunt debusolată. Fiecare gândește cum consideră, fiecare trăiește după cum gândește. Nu, nu, nu mă afectează în niciun fel astfel de comentarii, puteți să le scrieți în continuare. Ideea este că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, simțim o lipsă de control și o lipsă de predictibilitate, care evident că generează emoții negative. Sunt foarte mulți care se simt neputincioși în fața unei tragedii care poate să se întâmple, poate să nu se întâmple. Dar știți ce e interesant? Mass media. Bagă frică în oameni. Ok, uh, nu tu cel care nu te uiți la televizor, bravo ție. Sunt foarte mulți, însă, care se uită la știri și care urmăresc ce se întâmplă cu, cu războiul și cu. Toate lucrurile. Înainte a fost COVID, după aceea COVID. Acum deja nu mai există nicio știre, nimic, de parcă a dispărut peste noapte. Vorbea, a fost o glumă care a, a circulat pe internet că Putin e candidat la premiul Nobel pentru că a distrus covid în două zile. Încă dintr-o dată presa n-a mai scris despre COVID, a început să scrie doar despre război. De fapt, este același lucru. Este despre frică, este despre o potențială uh, tragedie care poate să se întâmple la fiecare dintre noi și apasă foarte multe butoane. Pentru că oamenii nu trăiesc în echilibru, oamenii sunt extrem de ocupați, extrem de prinși în activitatea lor și, și văd oameni pe care îi cunosc de foarte mulți ani, prieteni de mei, clienți, care îi văd că sunt mai, mai stresați și mai ocupați acum ca niciodată. Dar hai să înțelegem acest ocupat, și într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de făcut, doar ca să trăiești, ai nevoie să faci foarte multe lucruri. Acest ocupat vine din interiorul oamenilor. Pentru că, da, fiecare are nevoie să facă activități din care câștigă bani, de acord, și aceste activități necesită timp, dar văd foarte mulți oameni care permit să permit clienților, permit șefilor, permit colegilor, permit celor din jur să le mănânce foarte mult timp, ceea ce duce la evident implică că ei au nevoie să stea peste program, au nevoie să lucreze mai mult în ore mai mai târzi, mai spre seară pentru a și termina treaba, pentru a rezolva lucrurile pe care evident fiecare le are de rezolvat. Uh, și o să-mi spui, pe păi ce fac Ozana când mă sună șeful la ora 9 seara și îmi cere, eu știu ce raport pe care încă nu l-am terminat. De parcă nu știe că îmi col copilul la ora 9 ca să fiu 10, la 10 în picioare să pot să fac un conference call cu Statele Unite. Dar cum Ozana, că eu trebuie să uh, fac mâncare pentru toată familia? Pentru că, na. Trebuie să mâncăm în fiecare zi. Dar, cum o zana, pentru că trebuie să-mi iau copilul de la școală, trebuie să-mi duc copilul de la școală. Dar, cum o zana, că trebuie să-mi plătesc și uh, toate cele pe uh, internet și asta mi-a timp. Astăzi trebuie să fac una, mâine trebuie să fac alta. Și toate activitățile astea ale vieții mănâncă timp. Sunt perfect de acord cu toată lumea și cu toate astfel de afirmațiile. Dar, ce este foarte important să înțelegi este că mintea oamenilor acum este extrem de ocupată. Extrem de ocupată doar că aude un caz de o ucrainiancă care a plecat cu copilul ei și a cerut adăpost în, în România. Doar se gândește la acel caz, și deja jumătatea de oră s-a dus pentru că empatizează cu persoana respectivă, pentru că îi pare rău, pentru că se gândește, oh, dacă eram eu în acea situație. Lucruri firești, foarte firești, să să-ți pară rău de alții, să-ți fie milă de alții, să te gândești la alții, dar cel mai important este acum, mai mult ca niciodată, în primul și în primul rând, să te gândești la tine. Știi, este o vorbă, în avion, dacă ești cu copilul sau cu cineva de care ai grijă, masca de oxigen în primul rând trebuie să ți-o pui ție și apoi persoanei de care ai grijă. De ce? Pentru că dacă pui persoanei de care ai grijă, tu nu mai apuci să ți-o pui și ești pa și nu mai poți să ai grijă de persoana respectivă. Este un exemplu pe care foarte mulți oameni îl dau. Și este mai relevant acum ca niciodată. În primul și în primul rând, ai nevoie să ai grijă de tine acum. Și o să-mi spui, păi, cum să fac, ce să fac, să am grijă de mine, când trebuie să muncesc, trebuie să fac aia, aia, aia. Da, trebuie să le faci pe toate, da, viața îți mănâncă foarte mult timp, dar ai nevoie zilnic să faci acțiuni și nu-ți ia mult timp, care îți eliberează mintea, care te destresează. Pentru că și ce se întâmplă? Cu cât ești mai agromenat, cu atât ai mai multe lucruri la care te gândești, cu atât mintea ta se gândește mai mult la lucrurile respective, cu atât creează mai mult stres și cu atât creează mai multe lucruri de făcut și cu atât îți ia mai mult timp și cu atât ai mai puțin timp. E un, e un cerc vicios. În schimb, un, o, o tactică sau o, un exercițiu foarte ușor de a-ți elibera mintea este să meditezi. Și mi-aduc aminte când, cineva, când am aflat prima oară de meditații, eram în vâlvoarea aia, eram extrem de ocupată, eu, eu la momentul respectiv, când eram foarte prinsă cu businessul și munceam non-stop, nu găteam nimic pentru că bona a lui Sebastian, care trăia cu noi în casă, Mița, dacă ne auzi, bună seara, avea grijă de Sebastian, băiatul meu, gătea, făcea curăț, călca, spăla, era Totul, totul regat de casă se ocupa doar ea. Inclusiv la magazin, eram absentă, mergeam să facem cumpărăturile, ea punea lucrurile în coș și eu doar le plăteam. Eram absentă din actul de a cumpăra acolo și din a alege ce să cumpărăm, pentru că eram prezentă non-stop cu gândul doar la business. Iar lucrul ăsta n-a făcut decât să um, ducă până la urmă, pe de o parte, la pierderea relației cu iubitul meu, cu tatăl lui Sebastian, și pe de altă parte uh, să înceapă să, să uh, pună nu știu dacă pot să spun presiune, dar, dar să, să înceapă să, să facă ca corpul meu să dea semne de oboseală. Nu mai aveam energie, nu mai aveam chef, nu mai puteam să fac nimic. De aceea spun toate lucrurile astea pentru că știu cum e când ești în acea zonă, când n-ai chef de nimic, când ai energie, când nu poți să faci nimic. Dar, pe de altă parte, doar tu poți să te scoți din zona în care ești. Doar tu poți să faci ceva pentru tine și pentru cei din jur. Nu, nu aștepta la guvern, deja știi că sistemul nu funcționează, deja știi că uh, guvernul e, e pff, vai mama lui, uh, nu interesează decât ce... Iese pentru ei acolo, pentru politicieni și cei care conduc. Deja știi că sistemul de sănătate este la pământ, sistemul de, cu spitalele și cu toate cele, inclusiv cel privat, nu mai face față, și nu pentru că sunt prea mulți bolnavi, ci pentru că pur și simplu este suficient de prost organizat, pe principii greșite, cu, hai să spunem, adevăruri greșite care stau la bază. Și ți e frică deja să mergi acolo. Spun iarăși din propria experiență. Am avut probleme, m-am dus la spital și nu m-am putut lăsa pe, pe mâna medicilor, pentru că știam că sistemul este vai mama lui. Nu, nu ne mai uităm la televizor. Super, este, e foarte important să. Nu să nu te mai uiți la televizor, dar dacă te uiți, să te uiți cu uh, discernământ, să te uiți uh, înțelegând știrea din spatele știrilor. Și eu citesc pe aici, pe acolo uh, câteva, câteva știri, dar mă interesează să văd ce, de fapt ce este în spate. Mai ales că acum toată lumea vorbește de inflație. Uh, toată lumea vorbește că o să fie criză economică, că o să fie uh, criză uh, de mâncare, că nu o să mai fie mâncare, că trebuie să raționalizăm produsele pe care le cumpărăm. Lucruri care ușor, ușor se vor întâmpla, pentru că sunt în plan, și de fiecare dată, deci că a venit COVID-ul, a, a creat COVID-ul o problemă, a, au venit cu soluție vaccinare, care știm, cei care știm că vaccinarea nu a ajutat și mai mult decât atât, e, mă rog, cu multe semne de întrebare. Acum a venit războiul, iarăși a venit cu e o mare problemă Ucraina nu mai exportă mâncare, ce ne facem cu mâncarea cei din Europa Pe de altă parte Rusia nu mai exportă gaze sau mă rog se exportă dar nu ca înainte Crește prețul la energie, la gaze și atunci utilitățile cresc și toate prețurile cresc Și uite așa ne trezim că la sfârșitul lunii nu mai putem să ne plă să plătim toate cele pe care, de care avem nevoie din banii pe care îi câștigăm. Și uite, așa, iarăși o altă, un alt stres și o altă frică în plus față de dacă vine, eu știu ce, război nuclear sau să nu-i zic pe nume acele care știi <laughs> fac așa, pentru că dacă zic cuvântele, s-ar putea să-mi oprească acest live. Uh, ideea este că, dragă român, dragă frate, dragă soră, nu mai poți să stai să aștepți, dacă aștepți, uh, nu mai poți să faci aceleași lucruri pe care le-ai făcut și până acum, soluțiile sunt altele. Vreau să spun de meditație și vreau să te și invit uh, în grupul de abundență pe care l-am deschis acum pe WhatsApp, linkul este în acest video și este gratuit. Timp de 21 de zile vei primi câte o meditație pe zi, 15 minute pentru abundență pentru a putea face pași către conștiința abundenței care de fapt îți dă viața pe care ți-o dorești De ce meditații? Ți-am spus, deci când mi s-a spus și mie că am nevoie să fac meditații m-am uitat așa la persoana respectivă eu meditații, dar ce e aia? Ce să mi se părea o mare tâmpenie plus că în 15 minute pe care le-aș fi făcut în meditație mai trimiteam un mail, mai poate găseam un client mai făceam ceva ei bine, acum pentru că practic meditații, nu în fiecare zi și nu poate cât ar trebui să le fac, pentru că am un alt instrument pe care îl folosesc în, în fiecare zi, am tot vorbit de el, Energetic Empowerment. Uh, Întorcându-mă la meditații, deci uh, într-adevăr, meditațiile sunt o uh, foarte bună uh, metodă să-ți calmezi mintea. Să-ți lași, sunt atât de multe gânduri pe care le au oamenii acum în mintea lor. Pe care e nevoie să le lași deoparte și e foarte greu să le lași deoparte. De aceea, practicând meditația, este un mod în care poți să te antrenezi să, să lași gândurile astea să vină și să plece și să nu le dai atenție. Este un pas un pas foarte bun și ușor pe care oricine poate să-l facă acum. Nu este soluția finală. Sunt multe alte lucruri pe care e important să le faci ca să ajungi să fii în echilibru și să, să zâmbești. Să zâmbești indiferent ce se întâmplă. Știu că mulți ziceți, păi da, că ție ți-e bine, tu ești la Londra acolo, ești departe de, de război și de toate nenorocirile care se întâmplă în România. Sunt la Londra, sunt departe fizic de ce se întâmplă în Ucraina, dar... Este la fel de mare probabilitatea să se atace orice stat din Europa. O rachetă nucleară poate să ajungă aici la fel de lejer și de ușor cum ajunge și România. Deci nu suntem uh, foarte păziți sau eu știu la adăpost pentru că suntem aici, dar eu personal, pentru că sunt în echilibru eu cu mine, pentru că sunt în armonie eu cu mine, îmi este ușor să văd viața altfel. Și de aceea te invit și sunt atât de pasionată să vin în mișcarea Be You Be Free. Be You Be Free este de a fi tu însuți pentru a fi liber. Pentru că acum, hai să recunoaștem, foarte puțini oameni sunt liberi. Și nu vorbesc de, de libertate să iasă pe stradă și să-și cumpere un covrig. Asta poate să facă oricine. Dar libertatea mentală aproape că nu există. Sunt foarte puțini oameni cei care au lucrat cu ei și care au. De, au, au făcut mulți pași pe care a evoluției spirituale care într-adevăr se simt liberi. Majoritatea nu se simt, uh, nu se simt liberi și nu pentru că n-au bani să-și cumpere covrigul chip sau să facă eu știu ce, ci pentru că mental sunt foarte prinși, gândurile lor sunt prea multe uh, mintea lor este prea obosită prea încărcată și de aici dispare libertatea și cu cât este mai încărcată mintea de tot felul de gânduri, că trebuie să fac una, alta să trăiesc, cu atât este mai ușor la, la mass media să pună frică în oameni, să pună tensiune în oameni. Am început video spunând că. Praful de pulbere este în oameni, în casele oamenilor, în buzunarele oamenilor, pentru că sunt foarte mulți oameni nervoși, agasanți, agasați, agasanți, sunt gata să sară la luptă, sunt gata să explodeze. De ce? Pentru că s-a acumulat foarte multă frustrare s-a sau sunt demoralizați de diversele evenimente care se întâmplă în jurul lor sunt foarte mulți care au pierdut oameni dragi care au suferit din cauza covidului acum suferă din cauza uh, războiului nu că sunt atacați ei ci pentru că stau cu frica că poate să fie un atacator care să vină să-i bată la ușă mă rog în ghilimele uh, și atunci. Nu mai pot să gândească logic. Sunt, sunt furați de peisaj fără să-și dea seama. Așa că, hello! Întoarce-te, întoarce dragă om, tu la tine! Întoarce-te în interiorul tău, conectează-te tu cu tine, pentru că de acolo îți vine salvarea, de acolo îți vine puterea. Și știu că pentru unii nu are niciun sens ce spun, pentru cine are sens. Vino în mișcarea Be Be Free sunt foarte multe lucruri pe care le facem gratuit ți-am zis, acum începem un grup un program pe WhatsApp sunt meditațiile lui Deepak Chopra pe care Mihaela o, o doamnă extraordinară le-a tradus foarte bine în limba română și Anișoara, mentorul meu spiritual le pune în fiecare zi în grup câte o meditație, este gratuit timp de 20 de zile dă-ți 15 minute pe zi să vezi cum te vei simți după 21 de zile pentru că în 21 de zile poți să-ți să -ți elimini din, din stresul zilnic, din stresul cotidian, din aceste gânduri care îți, îți macină mintea. Să poți să începi să te simți un pic mai lejer, un pic mai liber, să poți să faci lucruri care au sens pentru tine. Pentru că fiind îngrenat în, în tot ce se întâmplă acum și fiind doar cu job, cu copilul, cu familia, cu uh, business, cu fiecare ce are, n-ai cum să ieși de acolo decât cu alte instrumente față de ce ai folosit până acum. Cei care folosesc alte instrumente știu, înțeleg despre ce vorbesc și Vă salut, vă, vă îmbrățișez pe toți. Este minunat că avem nevoie de oameni care pot să vadă altfel lucrurile, care pot să iasă din această teroare colectivă, dacă pot să-i spun așa, și să facă altfel lucrurile, să facă alte lucruri, astfel încât să creștem conștiința oamenilor în general, ca să poată să se schimbe lucrurile. Dragă Român, Dragă frate, dragă soră, ce se întâmplă acum este pentru că oamenii caută suferință și știu că e foarte greu să acceptați, mulți lucrul ăsta. Oamenii au nevoie de mai multă suferință ca să se să schimbe modul de gândire și modul de viață din trecut. Pentru că nu mai merge, nu mai ai cum să te întorci la viața de dinainte pandemie. Este exclus să se întâmple așa ceva. Vor veni provocări, provocări, provocări. Provocări care vin cu care. Cer o altă soluție, iar soluția aia este către controlul oamenilor, este către a aduce și mai multă frică în oameni, către a, a, a face scindarea între oameni, cei care cred în ceva, cei care nu cred în ceva, adică cei care sunt liberi versus cei care nu sunt liberi și mai ușor de prostit și mai ușor de manipulat și e nevoie de mulți oameni care să aducă lumină pe planetă, care să aducă uh, încredere și să îi ajute pe oameni să își acceseze puterea interioară. Așa că hai să ne unim acum, hai să facem ceva, hai în mișcarea BB Be -be Free. Sunt foarte multe evenimente pe care le facem. Unele gratuite, da, avem și programe care necesită investiție, unele sunt extrem de, de ieftine, 3-5 euro, altele necesită mai sume mai mari de, de investiție. Fiecare după cum alege, după cum consideră măcar în fiecare zi, 15 minute, dă-ți să faci ceva tu pentru tine. Nu sunt specialist în meditații, dar există acest program conceput de Deepak Chopra, care este o somitate în evoluția spirituală și pe care poți să-l accesezi acum absolut gratuit. Vino, încearcă-l, vezi ce se întâmplă, vezi cum te simți. Fă ceva pentru tine ca să ieși din vâltoarea vieții, pentru că doar așa te pot salva. Îți mulțumesc tare mult că ai urmărit acest video, îți mulțumesc pentru like-uri, îți mulțumesc pentru comentarii, o să mă uit la toate comentariile. Da, te rog să împărtășești acest video dacă ți se pare interesant cu ceilalți. Sunt Ozana Gioș că vreau să-ți aduc o altă perspectivă asupra vieții, pentru că acum este momentul în care e nevoie să facem schimbare. Foarte mulți dintre, dintre noi au făcut-o deja, pentru că am suferit în trecut, alții au nevoie de mai multă suferință ca să înțeleagă că au nevoie de schimbare. Sper să nu fi tu acela. Îți mulțumesc încă o dată că m-ai urmărit și te aștept în mișcarea Baby Free, te aștept în programul de abundență. O-ți doresc o seară frumoasă, la revedere!